Dacia Plan vă prezintă Enciclopedia Plantelor. De atâți ani în munte, știi că no, în august, sfârșitul verii, ai lumea lor. Ești pe versant și te faci mult peste tot. Ăsta e antocianul, pigmentul ăsta care are mare funcție antioxidativă, știi? Și care, de fapt, da, e deliciu copiilor, că te faci multe gură și te râzi unul de altul și așa, știi? Practic, efectul antioxidativ face să prevină procesele de îmbătrânire celulară. Acum, dacă vorbim de celulă nervoasă, întâlnim o boală degenerativă, cum e Alzheimer-ul, cu mare incidență astăzi, știi? Și care, practic, poate fi ameliorată printr-o cură zdravănă de afine, pentru că, de fapt, îți protejează celulele astea nervoase și implicit tot ce înseamnă sistem nervos central. Okay? Da. Asta e foarte la îndemână. Vezi că Alzheimer-ul e o boală a momentului, acum e așa, foarte în vogă, se poartă să ai Alzheimer, știi? Ori te faci că uiți, ori chiar nu-ți mai aduci aminte. Povestea cu afinele nu e așa de simplă, pentru că vezi că are un compus insulină naturală, mirtilina, știi? Și care e mare jupânărie, mare lucru. Da, mirtilina asta acționează foarte tare. Practic îți reglează glicemia foarte bine și pur și simplu prin simpla administrare de remediu din ăsta, care de fapt e plantă, prinsă într-un talc acolo, se poate capsula, știi? Oamenii ăștia au revenit din fazele astea de pierdere a vederii cauzate de diabet. Natura e valoroasă pentru noi pentru că e singura sursă cu adevărat regenerabilă la care noi ne putem branșa. Eu zic că are învățătură toată povestea asta. Și cum văd eu, umblând așa prin munt, încep oamenii să se lumineze. Dacia Plan v-a prezentat Enciclopedia Plantelor.